La Muzeul Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine de la Dunărea de Jos a fost vernisată astăzi expoziția itinerantă Tezaur, Episcopia Tulcii. Aceasta aduce în fața publicului vizitator un fond de obiecte bisericești care acoperă ca datare ultimele trei secole, reprezentând area culturală și confesională a Dobrogei de Nord. La manifestarea culturală desfășurată în sala de expoziții temporare Sergiu Dumitrescu din cadrul Muzeului Eparhial au participat înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii, oameni de cultură, artiști, profesori, preoți, precum și elevi și studenți gălățeni. Evenimentul a fost organizat de Muzeul Eparhial din Galați în parteneriat cu Episcopia Tulcii, Muzeul Național Bruckenthal și Asociația Culturală Pictor Octavian Smigelski din Sibiu. La muzeul nostru eparhial ne-am bucurat de un eveniment cu totul special care împlinește bucuriile, darurile cinzecimii, darurile Duhului Sfânt, și anume amprenta culturală asupra faptului liturgic, deoarece obiectele liturgice sunt deodată obiecte sacre, dar sunt și bunuri de patrimoniu. Și patrimoniu, într-un fel întregit de la Dunărea de Jos, astăzi l-am putut admira prin obiectele aduse de la Episcopia Tulcii, o expoziție itinerantă în țară și în străinătate, care ne arată mai întâi de toate credința profundă, hărnicia și dărnicia ierarhilor Dunării de Jos, a monahilor și credincioșilor din Dobrogea de Nord și de la gurile Dunării, o adevărată invitație la respectul, conservarea și prezentarea valorilor sufletului românesc, valori de tezaur, pentru că sufletul românesc este tezaurul care a făurit aceste tezauri. Ne bucurăm în chip deosebit că iată în a treia zi de Rusalii, zi în care biserica face pomenirea Sfântului Grigorie Dascăr, mitropolitul Țării Românești, om iubitor de cultură și de spiritualitate. Ne aflăm la Muzeul Spiritualității de la Dunărea de Jos pentru a vernisa expoziția Tezaur Episcopia Tulcii. O expoziție interesantă, o expoziție itinerantă care a colindat marile orașe din România, chiar și în Germania, a fost în exterior. O expoziție care aduce iubitorilor de cultură și de spiritualitate obiecte de cult care, prin vechimea lor, ne vorbesc despre dragostea strămoșilor noștri față de Biserica Românească, față de Biserica Străbună, dar și față de cuvântul Evangheliei Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Îi mulțumim înalt preasfințitului arhiepiscop Casian pentru faptul că ne-a primit astăzi aici în Casa Veche Episcopală și mulțumim de asemenea și factorilor de răspundere care s-au străduit din toate puterile pentru ca această expoziție să fie vernisată acum în a treia zi de Rusalii. Expoziția Tezaur, Episcopia Tulcii urmărește să repună în circuitul cultural național o parte dintre valorile de artă religioasă care se regăsesc în bisericile și mănăstirile tulcene și propune un moment de reflecție asupra moștenirii spirituale lăsate de înaintași. A fost într-un pelerinaj extraordinar în Transilvania, la Palatele Brâncovenești la Mogoșoaia, pe Valea Rinului, aproape de izvoarele Dunării în Germania, și iată de data aceasta în drumul spre Tulcea, coborând din capitala Moldovei de la Iași. Am dorit ca această expoziție de obiecte bisericești, cea mai mare expoziție care a fost organizată în această perioadă în Europa, noi o avem de vreo 5 ani de zile în plimbare, să spunem așa, în peregrinare, a ajuns și la Galați. Sperăm ca această expoziție să aducă în această perioadă un pic de frumos, de așezare, de liniște, de binecuvântare și de ce nu de spiritualitate creștină. Expoziția poate fi vizitată la Muzeul Eparhial în perioada iunie-august, de marți până sâmbătă, între orele 9 și 17, accesul vizitatorilor fiind gratuit.